Attila Szabo, campionul mondial al veteranilor la lupte greco-romane și medaliat cu argint la lupte libere, este, la cei 57 de ani ai săi, un model de urmat atât pentru tinerii care fac primii pași în viața de luptător profesionist, dar și pentru cei neinteresați de activitatea sportivă. Attila Szabo a început luptele pentru a învăța să se apere în cartierul muncitoresc din Ploiești, acolo unde trăia la începutul anilor 70 ai secolului trecut. La 16 ani, pentru Attila Szabo începe astfel o viață nouă. Una deloc ușoară, în care munca și perseverența au constituit mereu cuvintele de ordine. M-am apucat de viața sportivă întâmplător, chiar habar n-aveam de sport. De niciun sport. De niciun sport habar n-aveam, n-aveam decât grija zilei de mâine, aveam grija copiilor mari care tot timpul mă băteau, dar fără excepție și părinții nu prea erau în stare să mă apere, am trebuit să mă apăr eu. Într-o sală, e ca o școală. Acolo, automat, te schimbi. Vezi lucrurile altfel. Într-adevăr, devii stăpân pe tine, bineînțeles, cu timpul. Muncind foarte mult, devii un sportiv bun, dar am luat-o campion județean, pentru că așa se urcă. Asta e o altă temă, se uită lumea la mine, campion mondial. Păi da, da, mai întâi te urci, devii campion județean. Porm campion de zonă, pentru că așa era pe vremea noastră. Și era bine cum era? Era bine, da, pentru că eram foarte mulți. La zonă aveam vreo 30-40 de inși. Pe categorie? Pe o singură categorie. Pe finala națională, în finală, aveam vreo 50 de inși. Numai la categoria mea. Component al generației de aur a luptelor românești, Attila Szabo analizează fără anestezic situația actuală a acestei ramuri sportive. Nu este lipsit de optimism, dar spune că remediul trebuie aplicat serios și profesionist. Astfel, nicio metodă temporară nu poate resuscita luptele românești. A venit acum un președinte, un băiat foarte ambițios. Problema este că mai există un proverb: o floare nu faci primăvara. Deci nu poți să faci, să miști. O federație este o locomotivă mare. Orice federație este o locomotivă. Și este o locomotivă mare. Ca să miști locomotiva aia, să meargă și bine, să nu întârzie minute multe, cum se întâmplă, pentru asta trebuie o rigurozitate ieșită din comun. Acum, să mă întorc înapoi, că în fiecare federație așa era, vedeți dumneavoastră, marile imperii au devenit mari imperii datorită durității. Altfel nu devii. Și în sport trebuie să fii dur. În gimnastică, probabil ați aflat cum a fost. Un sport foarte dur și... Așa și la noi. Antrenorul nostru nu discuta, domne. Deci nu era, nu ridicai capul. El dacă spunea ceva, acolo încremeneai. Acum nu mai este posibil. Bun, atunci nu ridicai capul, că nu vreau să pierd nici viața pe care o duc făcând acest sport. În schimb, acum omul ăsta a venit, îi trebuie o echipă mult mai mare, mult mai ambițioasă și trebuie bani. Deci să cumva să se facă ceva ce au făcut occidentalii, chiar dumneavoastră ați tras concluzia că le-a luat mult timp, acum trebuie să vedem noi ce au făcut. Când noi eram buni, se uitau ei cu râvnă la noi, ce au făcut ei de a ajuns în locul nostru acum, același lucru trebuie să facem noi. Un lucru este sigur, atât cât va mai putea, Attila Szabo va continua să se pregătească și să lupte. Pledoaria lui pentru mișcare și activitate sportivă ar trebui să fie un îndemn și un semnal de alarmă pentru tinerii zilelor noastre. Mă țin de pregătirea asta, să nu credeți că numai pentru lupte. Da, într-adevăr, că sunt în stare de ele, le-am învățat. Dar vine vremea când odată zici, hop, nu mai merge, chiar nu mai merge. În schimb, eu mișcare voi face. Deci haideți să ne uităm ce înseamnă mișcare. Uitați-vă la un om care face mișcare și uitați-vă la... Deja la 30 de ani mai jucau ei fotbal prin curtea școlii, pe acolo se cunoșteau. Dar nu mai face nicio mișcare. Uitați-vă la oameni tineri. Cum arată? E normal așa? Am fost în Finlanda. În Germania am trăit. Păi vedeam toată lumea cu bicicletele. Director de spital, funcționar sau indiferent cine,
Bicicleta e la modă, acolo sunt biciclete cum sunt aici mașini. Dincolo de medalii, diplome și trofee, Attila Szabo este cea mai bună dovadă că în viață nu poți fi învingător decât dacă ești dispus să devii cu adevărat luptător.